Sfârșitul mareșalului Ion Antonescu. Mareșalul Ion Antonescu a fost unul dintre cele mai controversate personaje ale istoriei românilor. A murit executat prin împușcare la închisoarea Jilava. Momentul a fost consemnat în numeroase mărturii și memorii. La 23 august 1944, România urma o nouă cotitură în zbuciumata sa istorie. Regele Mihai I întorcea armele împotriva fostului aliat Germania nazistă. Comuniștii români, membri ai unui partid marginal până la acea dată, au primit mână liberă în România cu sprijinul URSS, noul aliat al țării. Totodată, în acest context, șeful de facto al statului român, mareșalul Ion Antonescu, era demis prin decret regal și se ordona arestarea lui. Era sfârșitul unuia dintre cele mai controversate personaje ale istoriei românilor. A fost și încă este venerat de o parte a populației, privit ca simbol al patriotismului și militarismului românesc, dar mai ales pentru campania reușită pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei de Nord. Cel mai puternic om din România anilor 40 a sfârșit însă umilit și disprețuit, judecat ca un criminal de război. Ultimele sale zile au rămas în memoria celor care l-au cunoscut, prieteni sau dușmani. Ion Antonescu a ajuns la putere la începutul anilor 40 într-un moment de maximă criză pentru statul român. România pierduse Bucovina de Nord, Basarabia în favoarea URSS, Cadrilaterul în favoarea Bulgariei și nord-vestul Transilvaniei în favoarea Ungariei. Regele Carol al II-lea, considerat prea slab pentru a mai face față situației, este înlăturat și forțat să abdice. Șeful de facto al statului român a ajuns generalul Ion Antonescu, un militar pur sânge. A condus până în anul 1944 cu mână de fier, fiind implicat atât în politici cât și în distrugerea mișcării legionare. A dus România pe același drum cu Germania nazistă, explicând că numai în acel mod putea recupera teritoriile pierdute anterior. După o campanie prolifică, Antonescu a eliberat alături de naziști Bucovina de Nord și Basarabia. Deși militarii și personalități politice i-au cerut să se oprească la Nistru, Antonescu a preferat să-și păstreze intactă onoarea față de nemți și a dus armata română în stepele rusești. În 1944, Germania a pierdut pe frontul de est și trupele sale erau împinse înapoi. În primăvara lui 1944, trupele rusești se aflau aproape de granița românească, prima victimă a sovieticilor. Antonescu se gândea deja la o desprindere de puterile Axei, dar nu fără garanții ferme din partea aliaților. Cum trupele rusești înaintau vertiginos și mai ales după ultimatumul adresat României de către aliați, regele Mihai decide să-l înlăture de la putere pe Antonescu și să schimbe taberele până nu era prea târziu. Fără știrea mareșalului, regele Mihai a purtat discuții cu reprezentanții armatei, dar și cu principalii lideri politici democrați pentru înlăturarea lui Antonescu și ruperea alianței cu Germania. În ziua de 20 august, cărțile erau deja împărțite. Când regele Mihai a aflat că rușii au atacat violent frontul și-l străpung, însoțit de secretarul Mircea Ionțiu și generalul Gheorghe Mihail, consilierul său de probleme militare, a plecat la o întâlnire cu reprezentanții armatei care s-au declarat dispuși să participe la înlăturarea mareșalului Ion Antonescu. În ziua următoare s-a întâlnit și cu principalii lideri politici pentru a discuta aceeași chestiune și pentru a pune la punct toate detaliile. Pe data de 23 august a avut loc întâlnirea cu mareșalul Antonescu. Discuția a durat o oră. În tot acest timp, regele i-a cerut să renunțe la alianța cu Germania, însă mareșalul a refuzat. În acel moment, regele Mihai a rostit parola care ducea la arestarea mareșalului. Dacă lucrurile stau așa, atunci nu ne mai rămâne nimic de făcut, a spus regele Mihai. Imediat, Antonescu a fost arestat. Colaboratorii săi au fost de asemenea chemați la palat și reținuți. În aceea zi, înainte de ora 20, regele Mihai a înregistrat un mesaj către țară prin care anunța schimbarea guvernului și mai ales trecerea României de partea aliaților.
Ion Antonescu și Mihai Antonescu au fost reținuți într-o cameră de tip safe la etajul casei regelui. Fostul șef al statului român, mareșalul Ion Antonescu, a fost predat dușmanilor de moarte. Aceștia au prins avânt datorită noii orientări a țării. Până atunci, era un partid total nesemnificativ, controlat mai ales de agenții sovietici. De altfel, rușii au și trimis în țară oamenii formați în URSS pentru a organiza Partidul Comunist. Treptat aceștia au pus mâna pe toate instituțiile statului, devenind reprezentanții sovieticilor în România și cei care făceau de fapt legea. Dorința comuniștilor, evident, la solicitarea URSS, era să pună mâna pe Antonescu. Pentru a le face pe plac noilor aliați, Antonescu a fost predat comuniștilor. La rândul lor, aceștia l-au trimis pachet în URSS. Antonescu a petrecut 2 ani în Uniunea Sovietică, fiind interogat sistematic. A fost cazat inițial într-o casă de vânătoare de lângă Moscova, în condiții mai mult decât decente. Mai apoi, a fost însă trimis în pușcăria de la Lubianca, controlată de serviciile de securitate sovietice. Brusc, condițiile s-au năsprit, la fel și interogatoriile. Se spune că Antonescu ar fi fost la un pas de sinucidere în pușcăria sovietică. Este adus din nou în România în anul 1946 și judecat pentru crime de război. Erau ultimele momente ale mareșalului Ion Antonescu. Procesul mareșalului Antonescu s-a desfășurat în perioada 6-17 mai 1946 de Tribunalul Poporului. Președintele completului de judecată, Voitin Voitinovici, avea doar 28 de ani și niciun fel de experiență juridică, însă era omul comuniștilor. Printre acuzatorii publici se numără și Dumitru Săracu, un fost bucătar. Totodată, din completul de judecată mai făceau parte muncitorul Vasile Niță, plugarul Jovița Dumbravă și casnica Teodora Iorgulescu. Era umilirea totală a mareșalului Ion Antonescu. Toți aceștia l-au acuzat pe mareșal de dezastrul țării și crime de război, prin aceea că a trădat interesele poporului român, punând țara în slujba dușmanului fascist și hitlerist, dar și de crime împotriva umanității pentru deportarea evreilor și țiganilor și pentru operațiunea curățirea terenului. În primul caz, Antonescu a răspuns acuzaților spunând că nu avea nicio altă ieșire. România era total izolată. La toți miniștrii străini la care m-am adresat, toți mi-au refuzat orice sprijin. Pe bază că nu pot să acorde în circumstanțele internaționale de atunci niciun sprijin României. În al doilea caz, Antonescu a precizat că acționase la presiunile naziștilor, plus declarase acesta, cifrele victimelor au fost exagerate. În cele din urmă, pe 17 mai 1946, Antonescu a fost condamnat la moarte de Tribunalul Poporului. În total, au fost pronunțate 13 sentințe de condamnare la moarte. Pe data de 1 iunie 1946, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, fost ministru de externe și vicepreședintele Consiliului de Ministri, Constantin Vasiliu, fost subsecretar la Ministerul de Interne și Gheorghe Alexianu, fost guvernator în Transnistria, urmau să fie executați prin împușcare la Jilava, în Valea Piersicilor. La 1 iunie 1946, procurorii Alfred Petrescu și Gheorghe Sândulescu au plecat să aducă la îndeplinire sentința Tribunalului Poporului. Deși Antonescu a cerut să fie împușcat de militari, plutonul de execuție a fost constituit de 30 de gardieni, comandanți de Vasile Frugină. Fiecare condamnat a fost vizitat de avocați, de comandantul închisorii Jilava, dar și de grefierul Tribunalului Poporului. Antonescu a fost întrebat care este ultima sa dorință. Acesta a precizat: cer să nu fiu legat la mâini și nici la ochi când se va trage în mine. Inspectorul de poliție, Mihail Gavrilovici, a sosit și el la Jilava pentru a asista la convorbirile dintre condamnați și rudele lor, fiind delegat în acest sens de Ministerul de Interne. Din rapoartele sale, reiese că Antonescu a stat și a vorbit jumătate de oră cu soția sa în limba franceză. Recomanda soției sale să fie tare și să suporte cu serenitate vitregia soartei. Maria Antonescu s-a
s-a plâns că nu mai poate îndura torturile interogatorului și situația în care se găsește, preciza Gavrilovici. Același inspector de poliție spunea că au plâns amândoi la despărțire. A doua întâlnire, Antonescu a avut-o cu mama sa. Fiecare român trebuie să moară pentru patrie și eu mă consider că mor pentru fericirea și idealul țării românești, i-ar fi spus acesta mamei sale. După ora 17:30, condamnații au fost duși la locul de execuție. În jurul condamnaților s-au adunat reporteri de la televiziuni și ziare internaționale. În față mergeau Ion Antonescu și Mihai Antonescu. După ora 18, procurorul Petrescu a ordonat plutonului executarea condamnaților. Gardienii au tras în condamnați. În urma salvei au căzut toți la pământ. În clipa următoare, Ion Antonescu s-a ridicat, sprijinându-se pe o mână și a strigat: "Domnule, nu m-ați omorât!" După care efort a căzut. Alexianu și Mihai Antonescu au rămas nemișcați, iar Constantin Vasiliu se zbătea gemând, preciza inspectorul Gavrilovici. Totodată, înainte de a se deschide focul, Ion Antonescu ar fi ridicat mâna în care se afla pălăria și a salutat. Plutonul de execuție a fost atât de priceput încât condamnații încă mai erau în viață după executarea focului. Cel puțin în Vasiliu s-a tras de mai multe ori, fiindcă se zbătea. Abia la 18:15, adică la 10 minute după încetarea focului, a putut fi declarată moartea condamnaților. Cam după o oră după executarea condamnaților, cadavrele au fost încărcate în două camioane ale salvării. S-a ordonat să se puie gardă la fiecare camion. Ambulanțele salvării au fost escortate de bercul prefecturii până la crematoriul Cenușa. Aici a fost totul pregătit, însă medicul legist a declarat că lipsesc certificatele de verificare a morții. Prim procuror Sândulescu s-a opus la incinerare și a trebuit să se piardă timp până la 21:15, când a început incinerarea. Incinerarea fiecărui cadavru a durat o oră și jumătate. După fiecare incinerare, cenușa a fost pusă într-o urnă, introducându-se un bilet cu numele executatului, de asemenea s-a scris și pe capacul urnei numele fiecăruia. Incinerarea a luat sfârșit la ora 2, în ziua de 2 iunie 1946. Urnele au fost transportate de prim-procuror Sândulescu la prefectură, luându-se semnătura comisarului de serviciu pentru primirea lor. În timpul aducerii la cunoștință sentința definitivă de către prim-procuror, condamnații au declarat că n-au nicio dorință, în afară de Mihai Antonescu, care a declarat că dorește ca biblioteca personală să fie donată facultății de drept. Înainte de execuție, Ion Antonescu a exclamat: "Iar ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici măcar cenușa mea." Cenușa mareșalului Antonescu a fost răspândită de bolșevici în locuri secrete.